La tine, Administrația Americană pentru Medicamente decide astăzi dacă va aproba primul medicament care s-a dovedit că încetinește evoluția bolii care distruge memoria. Dacă acest lucru se va întâmpla, va crește accesul pentru aproximativ 1 milion de persoane cu forme timpurii de Alzheimer. Medicamentul denumit Leqembi a primit aprobare accelerată în ianuarie pe baza dovezilor că elimină acumulările de plăci amiloide din creier asociate cu boala Alzheimer, dar asta nu a permis utilizarea pe scară largă. Fără asigurare, însă, tratamentul costă $26.000.